Salutare dragi prieteni și bine v-am găsit la un nou videoclip pe canalul meu de YouTube. Dragilor, sunt aici alături de fratele meu, Laur. Salut. Pe care l-ați mai văzut în videoclipuri alături de mine. Și ne-am gândit astăzi să facem din nou un challenge. Am mai făcut unul pe canal, în urmă cu ceva timp. Și astăzi am zis ca să reîmprospătăm ideea. Avem aici două foi scrise la vrăjeală. Sper că se înțelege. N-am, vedeți, și pe o parte și pe alta. Și da, o să începem cu câteva întrebări. Am selectat 10 dintre întrebările pe care, să zicem, noi le-am ales în grabă totodată, nu ne-am axat foarte mult pe ele, dar le-am ales random, așa ca videoclipul să nu fie ceva bine pregătit, ci să fie mai mișto, mai funny, așa cum voi sunteți obișnuiți să postezi pe acest canal. Începem, frate. Corect. Haideți să îi dăm drumul și să vedem ce întrebări am ales și cum o să răspundem la ele în minutele următoare. Prima întrebare pe care am ales-o: N-am permis de conducere, bineînțeles. N-am. N-are permis? Avem, da? Deci, n-am. Corect. A doua întrebare: n-am condus fără permis. Aici vorbim de mașină, motocicletă, fel și fel de chestii. Și eu, de asemenea, am, dar nu o să mai detaliem la această întrebare, deci înțelegeți voi la ce mă refer. Amândoi am condus și este suficient să nu intrăm în alte probleme. N-am vizitat locuri ciudate. Pot să zic, să zic și eu că da, am vizitat, nu pot să zic că m-am dus în special într-un loc ciudat, dar întâmplător și din chestiile pe care noi le facem zilnic, să zic așa, mai întâmpinăm și locuri ciudate, de exemplu, locurile noastre seara, jocuri, case părăsite, fel și fel de chestii, pe întuneric, care oarecum sunt locuri ciudate, așa că se încadrează aici și da, n-am încercat chestii periculoase. Sincer, pot să zic că nu prea. Eu mă încadrez, să zic, la... Pardon că am pus am. Nu știu dacă pot să zic n-am 100%, dar probabil între, să punem așa. Tu? Eu zic că între, pentru că nu știu, nu-mi vine acum în minte o chestie foarte periculoasă să o fi făcut ca să pot să zic că da. Deci, nu știu, între. N-am luat parte la un scandal în public. Da. Dar la școală. Am luat parte. Și eu. Explică dacă dorești. Da, pot să zic că mi-aduc aminte în acest moment la un scandal la care am luat parte, nu în mod direct, ci pur și simplu am asistat. Era vorba de zilele orașului și am fost cu ceva prieteni. Și în momentul acela s-a întâmplat un mic eveniment, să zic așa, neplăcut, o mică ceartă de la care s-a ajuns la o bătaie și așa mai departe, au intervenit forțe de ordine și, da, înțelegeți voi, chestii neplăcute, dar pot să zic că, da, am asistat la scandaluri în locuri publice. N-am avut probleme cu poliția. Și cu jandarmi. Da, și eu pot să zic că, pardon, am avut. Dacă poți să și detaliezi sau vrei. A fost primul semestru de școală. Așa. Și tot așa cu un coleg, cum mai tare. Tot vorbea că o să lovească o fată și așa, i-a spus să înceteze că fata va veni cu prietenii și o să-l vadă. Deci un conflict între două persoane. El a încercat să mă lovească, m-a împins. Când eu m-am ridicat, mi-am dat telefonul la un coleg și l-am lovit, normal. Ok. Și de acolo s-a ajuns la poliție. De acolo băiatul a avut nasul spart și buza. După care poliția ne-a ținut acolo pentru declarații. Și după aia mea la secție, au venit jandarmi și... Conflict terminat sau finalizat, cum ar veni cu intervenția forțelor de ordine. Așa, eu pot să zic că da, și eu am avut o mică problemă. Nu foarte... Mai mult pot să zic că a fost o sperietură. Când eram mai mici, am fost la pescuit și în momentul acela n-aveam permisul de conducere. N-aveam permisul. Deja m-am învățat. N-aveam permisul de pescuit, nu l-aveam nici făcut de cum să fie vizat. Și în momentul acela au venit jandarmii să ne controleze. Erau ceva prieteni, oarecum ne-a speriat, dar pot să zic că a fost un mic conflict care mi-a rămas în minte și în amintire. N-am chiulit o zi întreagă de la școală. Mai multe. Da, și eu pot să zic că da. Pot să zic că da, chiar am chiulit mai multe, da, ai dreptate. N-am trădat prietenii. Mi-am trădat prietenii, fel și fel de chestii. Cred că la asta vrea să refere întrebarea. Nu știu. Pot să zic că de obicei, dar câteodată. Eu zic că nu. Dar foarte rar, dar mai de mult. Eu pot să zic că nu m-am trădat. Eu încerc să, cât pot să fiu prieten cu toți.
cred că poate să vă confirme acest lucru, chiar dacă mai întârziem în anumite locuri, suntem puțin mai întârziat, dar eu încerc să îmi țin cuvântul și să rămânem prieteni, că asta e bine, nu? Corect. Următoarea întrebare, n-am distrus un bun public. Aici, întregeți voi la ce vrem să ne referim, fel și fel de panouri, semne de circulație, chestii, blocuri, așa. Nu știu dacă în mod direct, să zic, dar poate din neatenție sau alături de alți tovarăși. Din neatenție. Nu știu, să zicem că da, am. Să zicem. Așa, și ultima întrebare pe care noi o avem aici. N-am urcat pe un munte, gen să escaladăm sau, nu știu, din fel și fel de chestii. Înțelegeți voi, să urcăm pe vârful unui munte din diferite cauze. Am urcat pe Pleșa. Bă, la ideal, frate, nu-i munte. Da, și mă, e tot înălțime. E tot înălțime. Da. Fraților, avem și un vlog pe canalul de YouTube, deci am, se vede mare aici, pe vârful retezat de aici, din localitatea noastră, din zonă. Vreți să-l vedeți, este postat pe YouTube. Să zicem 2500 de metri, deci chiar e 2500 și de metri, dar mă refer acum așa, vorbim în mare aproximativ. Deci este trecut de 2500 de metri și da, deci este o înălțime mare, frate, nu sunt 50 de metri și aici, deci cât are vârful de aici. E înălțime. E înălțime, corect. Deci și copilul a urcat la o înălțime mai mică. E tata la înălțime. Decât deloc. Corect, e bine. Dragi prieteni, cam ăsta a fost videoclipul nostru, cam astea le-am avut de spus, am încercat să fie ceva random, să fie ceva funny, să ne distrăm, să avem conținut pe YouTube, noi încercăm cât putem să ne străduim, sper că a voi să apreciați acest lucru și nu uitați să lăsați un like, hai să facem zi un standard, câte like-uri să strângem la acest videoclip pentru a posta un nou challenge. 250 de like-uri. 250 de like-uri, deci ați auzit bine, v-aș ruga și eu și fratele meu, deci amândoi, dacă o să strângem și v-am rugat din toată inima să lăsați acolo un like ca să putem strânge suma de 250 de like-uri. Nu uitați de share la videoclip ca să vadă și prietenii voștri, un subscribe ca să fiți la curent cu ce postăm, să aprindeți clopoțelul, o donație acolo. A primit notificările, o donație este binevenită, la fel cum spune fratele meu. Și da, deci like-urile, tot ce știți voi și să fiți geană pe canal pentru că apar noi videoclipuri și challenge-uri. Dacă ei să fie bine, corect, nu? În fiecare, o dată pe zi. Cam așa. O zi bună, numai bine vă dorim. Po!